Că s-a seninat treaba, a venit Nearică și a spus: uitați-vă mai aici că aveți la ce, Nearică, ia uite, băi, băiatule, n-am apucat cu Nearică. Dar atenție mare, ca să fie echipa completă, domnilor și domnilor, Nearică, având în vedere că era numărul 1 cu numărul 1 pe spate, chiar și când se întorcea cu spatele la minge și lovea mingea, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de un numărul 1, numărul 1 nostru de la Prima TV, domnul președinte Grichiriu. Schimbați-mă vorba că intră președintele, da? Să trăiți! Domnul președinte, aplauzele dumneavoastră, domnul președinte! Să trăiești, domnul președinte! Bravo! Să trăiești, domnul președinte! Da, da, vă rog să luați loc! Doamnele, ce bucurie! Da, foarte frumos! Ai înțeles? Mi-a explicat Nearică mai devreme de ce arată el așa bine la 70 și cât de primăveri? 70 și un pic acolo! Să fie! 50 și... 14 ani. Așa. Ia zi, Rică, mi-a zis mai devreme de ce? Ia zi. A venit cineva la tine și te-a întrebat: ce faci, Mărică? Mă, Nearică, dar până arăți bine, muncă. Păi sunt singur la nevastă, bă, te drept. Ai, e mai serios. Asta e bună, asta e bună. Bună asta, nevastă, e da. Bună, sigur sunt singur acum. Bună, da, da. Înainte poate... Nu se știa, dar acum e clară. Da, e clară treabă. Da. Ce faceți, domnul președinte? Uite ce să fac, am venit, bineînțeles, cu mare draca de fiecare dată la invitația voastră. Îmi cer scuze pentru interferența de mai devreme, dar știți că de fiecare dată staful meu are un protocol. A venit cu STS-ul, cu alea. Da, și de asta a intrat un pic în... Bine că n-au fost turbulențe. Bine interferențe decât turbulențe. Nu, aia mă gândesc, că s-a tăiat exact când s-a anunțat că s-a schimbat conducerea la Serviciul Român de Informații și atunci am stat doi cu minți. Dar rezolvăm. Rezolvăm. Da. Nearică, matale cu președinți de stat ai avut de a face. Numai cu președinți. Dăm exemplu. Uite, avem un președinte la Prima TV, Matale. Să începem. Păi, ies cu ce? Cum ai? Noi unea și rapidist. Ce n-ai, mă duceam la el să trăiești toată. Paca, hai de cu paca. Da. Cu domnul Constantinescu, mai pe la biblioteca. Nu prea alea mea. Nu era cu fotbal, era cu altă treabă. Cu cărțile, era cu cărțile și cu geologia. La cărți, cu astea și cu cărțile stau rău. Poate cu alea 52. Aia, da, acolo mai stă. Cu Băsescu ai stat bine. Ce bine, tăticul nostru. Traian Băsescu venea la meciul Rapidului Ian. Mi-a dat și cetățean de onoare și merge. Te-a făcut când era primar, te-a făcut cetățean de onoare, nu? Dar nu erai pe când era Traian Băsescu, nu erai pe acolo la primărie? Consilier, nu? Îți dai seama, responsabil cu moralul la primărie? Să știi că e o treabă bună. Acum... Băi, a fost deștept că m-a luat, să spun eu, că acum nu mai vezi așa. Și formă, dacă nu era așa, nu mă ținea, m-au ținut toți. Și Liz, de la Liz am început. Liz și doamna Firea și... Acum, Nicușor, nu știu ce avea ce bă, Nearică, ori pensia, ori salariu. Și aș lasă-mă că stau și eu și așa. Mai mă ocup și eu de alea, dar mai fac. N-a înțeles, a zis domnul Rică, portarul nostru. Pasnic, n-avem nevoie. Foarte frumos. Băi, și portar am vrut. Portar, acolo. Portar, nu. Da, foarte frumos. Îl rugăm pe colegul nostru Ciprian să vorbească cu prietenul nostru cu mașina aici, care e cu carouri, să nu părem că facem emisiunea din... poate reușește să ne ajute și pe noi. Da, mulțumim foarte mult. Să trăiască! Doamnelor și domnilor, noi suntem o emisiune deschisă. Dacă aveți nevoie de pe aici, vă reparăm și o toaletă, o chiuvetă, ceva, nu-i problemă, dar nu ne descurcăm. Nearică, Matale, în casă mai repare, așa? Eu sunt zidar. Ești zidar? Eu, de meserie, zidar, formă drumuri și păduri. De la Rapid, acolo? Da, mă. Tu ai făcut podul? Când plecăm, putem să rezolvăm cu podul ăsta de aici? Da, mă, că n-ai văzut și coada aia acolo. Era coadă, dacă... Eu am zis, dacă eram prag, mai dădeam drumul să mă dă. Care scapă. Da. Tu cu ce echipă ții, domnul președinte? Să știi că eu țin cu echipa României în general, cea mai bună. Și acum, sincer vorbind, de pe vremea când era Nearică și echipa de aur... Acum am mai rărus. Mai mult la bibliotecă, vorba ta, la Ateneu, la Filarmonică. Aia e treaba, da. Mai de vară. Mai de vară, exact. Dar știi că m-am bucurat acum, uite, apropo de chestia asta, când a fost România-Elveția, chiar m-am bucurat că ai văzut, anul ce aduce ceasul. Băiatul care a dat cele două goluri avea numărul 13, știi, când am făcut noi omul ăla. Este exact am avut noroc cu numărul 13. Da, bine, așa se zicea. Acum, dacă înseamnă că și el a ținut-o pe aia și a dat golul. Noi, acum un an de zile, am făcut un promo de când Prima TV preia meciurile echipei naționale. Centrarea de la corner venea de la domnul președinte. Avea numărul 13 pe spate. Numărul 13 aveam eu. Datorită lui am făcut 2-2. Aia este. Am sunat, băi, pe 13-le ce face? Și a dat omul două goluri. Aia e treaba. Totul e când pune mâna președintele pe telefon, se rezolvă problema, pac, se rezolvă. Vreau să știu dacă l-avem și pe domnul Trăistariu aici. Da? Domnul Trăistariu, domnul
dragi domnilor, ăsta de la ce echipă este domnul? El joacă în roșu, bate încolo. Da, da, da. Da, da. Ia să vedem, foarte frumos. Salutare, salutare. Da, da. Eu n-am culoare, n-am culoare nici politică, nici fotbalistică. Mă, dar cât de roșu poate să fie un om pe lumea sportivă. Uite, ok, fiți atenți. Hai să vedem. Veniți în coace. Fii atenți. Vino în coace, vino în coace. Doamnelor și domnilor, putem să cântăm și imnul, da? Dați-i drumul. Roșu, galben și albastru, da? Culori, ăla cu trei culori? Trei culori, era mai când erai tu mai mic, acum e cu deșteaptă. Domnul președinte dictează imnul. Numai dacă ne deșteptăm acum. Noi tot repetăm, da? Trei culori pe lume. Da. Avem aici un public numeros, îl salutăm foarte mult. E foarte bine. Pe de altă parte, acum două săptămâni în emisiunea noastră, Cristina Cioran i-a oferit o provocare lui Mihai. Hai să vedem la ce l-au pus, ca să vedeți. Nearică, ce trebuie să fac acum? Dedicație specială pentru matale. Pe domnul președinte, mai cu filarmonica așa. Da. Nu e chiar pedeapsă, că te pricepi. Doamnelor și domnilor, banda! Vrei să provoci pe cineva săptămâna viitoare, să chinuim pe cineva în direct? Măi, pentru că tot ați vorbit de implant de păr. Vezi, mă, nu mă pot gândi la altcineva decât la Mihai Trăistariu! Și ce să-i facem? Vreau să-mi cânt o manea. Florile tale n-au nicio valoare. Faia o vreau. Căpă! Da, deci, Nearica, nu-i manea asta. Mă, cântă sau uite, e Nearica aici, are și el chef de... Zilele mele, una bună zecerele, nu-mi doamne cineva, nu știu textul. Hai cu toate diamantele. Toate diamantele le cumpăr pentru tine, le cumpăr că meriți. Toată dragostea s-o simți, toate diamantele le cumpăr pentru tine, le cumpăr că meriți, Cristina, meriți bătaie, fetiță, că m-ai pedepsit. Se descurcă, Nearica, iată următoarea piesă, da, de la Eurovision, deci, cred că ne reprezintă. Păi, deja... mai degrabă așa la Eurovision. Da, deja. Să trăiesc, Nearica, să trăiască, toți fanii sunt aici, Nearica, am ieșit cu ursul. Da, imediat, cui vrei să dau și eu pe dă mai departe. Păi, de exemplu, ce invitat aveți, așa, imediat? În imediat când? În imediat apropiere, în ca imediat să știu apropiere... cam să mă orientez. În ca toamnă, să văd, de exemplu. De exemplu, Silvia Dumitrescu vine pe la voi? Poftire? Silvia Dumitrescu vine într-o zi? Vine? Da. Mâine, cred. Pe bune? Da, bagă. Silvia, că eu am o obsesie cu dansul, că eu nu sunt bun la dans, da? Silvia Dumitrescu, pedeapsă de la Mihai Trăistariu, pentru că tu ești cu dansul din toată viața și din totdeauna. Dacă nu faci un pasaj de belly dance aici în direct, ei îți pun un fundal muzical și tu faci un belly dance ca la mama lui, da? Da. Silvia, pedeapsă de la Mihai Trăistariu. Că dacă nu se belly dance-ul, da, atenție mare, că trebuie să avem grijă cu toate lucrurile astea. Mihai, e foarte frumos. Când mai târziu să lăsăm pe Mihai aici, e foarte frumos. Ia zi, Nearica, vrei să fim cu culorile astea? Când să-ți cânte ceva, băiatul ăsta? Păi, ia, Nearica, la microfon, bre, că suntem la televizor. Da, am uitat, stai, am voce, mă. Ia, da. Auzi, că dacă o aveam voce, eram boier. Să facă niște mortar. Păi, când eram mai tineri, așa, mă duceam după el când ne cânta de-aia, la vada de ale noastre, știi? Și atunci mai mergeam și un sfârșit și cu Silvia, facă, hai, e treaba. Deci, da, el mai ține. Azi am venit că, dacă totul e la mișto, iau vara la mișto. Așa se cheamă piesă, o piesă nouă, modernă, cu mișto-căreală, de vară. Mișto, la mișto. Dacă e Nearica aici, reggae, mai sunt președinte, reggaeton. Să fie cu umor, să fie. Mare, Mihai Trăistariu alături de noi, mai avem și multe alte surprize. Să dăm drum. Așa prezență, ca să zic așa, domnul președinte, regele portarilor, trebuia să vină și regele bancurilor, domnul Andrei Duban. Bună ziua! Bună ziua, Cristi! Să trăiți, domnul președinte! Domnul Cove! Da. Auzi, mai muncește cineva în țara asta, că toți sunt președinți! Mi se pare normal, domnule, și cum spunea maestru Dinica, o țară de direct! O țară, da, mese puține! Da, exact! Deci te rog frumos, aici dai drumul! Nearica, ce faceți, băieți? Astăzi, Nearica spune, vrei cu dăla, domnul președinte. Președinte, dacă spune, trebuie să nu fie cu executare, că știi că la președinție... Da. Alo? Îi doriți? Bună ziua, Palatul Cotroceni? Da, sigur, cu ce vă putem ajuta? Vai, ce impresionat sunteți, chiar ați răspuns? Am crezut că intră robotul. Robotul vine luni de la Sibiu. Bun, asta îmi place. E bine, ai văzut, da, să-l iei consilier, că... Da, hai să... Ai vrea de președinte? E bun. Da. Să zic cum e aia cu Cove. Acum știi că e bun. Da, eu știu cum, am fost invitat în
în emisiune cu Cove, la un moment dat, tot așa am fost eu, bine, tot în rol de președinte așa. Și așa, și a zis la un moment dat Cove un banc și zic, da, bravo, domnul Duban, îmi place de dumneavoastră. A, deci ai făcut de ce lui. De acolo vine ca să-i plicăm și oamenilor. E reciprocă treaba. Mamă, dar miroase apăr peștele la președinte. E adevărat, e bun la noi peștele, nu bate. Lăsați că-ți pune un banc, du-te-ți mănâncă. Auzi, e prima zi când este recuzită din aia chiar consumabil până acum. Da, da, până acum. Uite, a venit președintele și regele, așa că... Avem, avem protocol acum. Avem protocol. E adevărat. Mi-arică, vrei un banc cu blonde, cu chestii, cu ce vrei, Matale? Aici e... Măcar un banc. Nu mai mănânc de mult. Măcar un banc. Nu mai mănânc de mult bancul. Avem un portat. Te las pe tine. Mi-arică, dacă nu mă înșel, a avut una extraordinară și tu să-mi spui dacă e adevărată sau nu, am citit-o. Că la un meci, un mare scriitor în avion începuse să vă certe. Dom'le, că nu jucați, n-aveți ambiția asta a nemților, așa, nu știu ce. Îți mai aduce aminte? Da, cum? Cum îl chema? Păi știi, Fănuș Neagu. Fănuș Neagu. Ia lui, nu pot să-l iau. Nu, pe nu, băi, Rică, nu știu ce, și eu am stat asta cum stilul meu. Îi certa că n-aveți spirit de ăla nemțesc, că vă bătut. Bă, să fiți, bă, dar ce vrem a ta scrica ăla mare, ca Shakespeare, ce de... Am vrut să văd dacă e adevărat, știi că i-au povestit-o la... N-ai treabă cu Nerică, da, da, da. Dar dacă tot e aici, să ne spune. Hai de vreme, și mata, îi scrie ca Shakespeare, știi, adică te iei de noi că nu știu ca nemții. Ce ziceai că nu... Da, zice că familia se duce cu Tilică. Așa. La doctor? Tilică de la... Că Tilică, nu, că Tilică o avea mică, știi? Tilică, nu. Avea cocoșelul. Tilica lui, nu, e gigant, e cum? E monstru sacru. Da, unul, da, altul. Monstru de locnesc, când iese, te sperii, da. Și la momentul dat, doctorul zice, dați-i să mănânce clătite, ca să, știi, cocoșelul să-i crească mani. Să duce să acasă, face un platou mare de clătite. Și ăsta Tilică zice, a, sunt pentru mine, tot. Nu zice, două sunt pentru tine, restul dă-i leptul, taică tu. Așa dacă știam că e bun alele roșu. Și acum ați spui. Ce ai făcut până mai dormit? Unde ai fost? Cu Tilică mă băgam și eu. Asta îmi place cu Nerica. Adică e cum spunea Becali. Bă, ce au scris filozofii ăștia. Eu am trăit, bă, băiatul. Adică Nerica. Îmi plăcea în pandemie cum mai era câte unul. Zice, gata, a luat și ăla. Are ăsta. O, zice, perfect, să satură de pizza și clătite. Și tot de ce? Trece COVID-ul de la pizza și clătite. Nu sunt singurele care încapă sub ușă. A, așa. Că nu intra nimeni. Bine, așa, am adus aminte, apropo de mâncare, de un banc pe care mi l-a spus Florin Biersica acum nu mulți ani de zile. 204 ani. Da. Și vine Florin și spune că, domne, la un moment dat se duce unul la doctor și spune, domne, am problemă cu, mă înțelegeți, nu, drapelul național, nu se mai catargu, e în bern, așa. La care doamna zice, domne, e foarte simplu, pâine. Domne, cât mai multă pâine. Domne, pâine mult. Se duce omul și zice, dați-mi și mie la magazin vreo 30 de pâini. La care vânzătorul zice, păi până mâine se întărește. Asta voiam să aud, domne. Așa repede, domne, incredibil. De până mâine se întărește. Apropo de asta, bunul era mai timid, așa, mai tinerel și se duce la prietenii lui care erau mai golănași, așa, zice, bă, ce să fac și eu, mă, pe plajă, să fiu și eu, da, să atrag și eu privirile, să fiu și eu șmecher, așa, să întoarcă fetele capul după mine. Păi, bă, zice, e foarte simplu, băgă-ți un cartof în slip. Să vezi dacă nu se uită toată plaja după timp. Bă, mulțumesc frumos. După vreo 3 zile se întâlnesc cu ăsta supărat, rău, mai să plângă. Ce-ai pățit, mă? Hai, bă, zice, lăsați-mă în pace, că a râs toată lumea. De 3 zile râde lumea de mine pe plajă. De ce, mă, n-ai făcut ce ți-a zis? Bă, da, am făcut aia cu cartoful. Ia, mă, cum? Păi, bă, prostule, în față, nu în spate. Ce se mai... E bună. Acum e mai la mod, așa, nu ar fi... La plajă. La plajă, îți dai seama. Da, domn președinte, vă rog. Nu, eu am doar un singur banc academic, până acum doar paleologul l-a înțeles, dacă vreți îl spun, e exact. Spun, da. Riscă, deci. Scrie deasupra unei soneriei unui scoțian. Nu bateți, ies eu din când în când. Bun. Și mai era economisească. Da, da, și mai era prietenul nostru scoțian care l-a angajat pe la micul la magazin, că l-ai angajat pe băiatul tău. Da, la casă, acolo, cu bani. După o săptămână nu mai vede pe la micul. Ce-ai făcut, domnule, la micul? Păi... L-am trimis acasă, de ce? Pă, plânge de fiecare dată când dă restul. Aaaa, bun.
ce drăguț asta are să deja plângea seara. Să drept. Păi, da. Fiul unui scoțian termină primul clasa, primul ciclu de știi, așa, primele patru clase. Iese primă și zice: extraordinar, tată, sunt mândru de tine. Haide, ieșim în oraș, spunem ce-ți dorești tu cel mai mult. Eu scupă. Nu se poate. Zice: n-ai făcut asta în viața ta. Da, da, sunt mândru că ești primul în asta. Păi, tată, aș vrea și eu o felie de pepene. Gata, tată, îi cumpăr ăsta felie de pepene, frumos, mănâncă și trec anii. Liceu, primul, facultate, iese primul. După ce termină facultatea cu brio, taică-su, hai că ești băiat mare acum, hai în oraș, sunt mândru de tine, ai terminat facultatea primul, ia spune-mi ce ți-ai dorit. Păi mă, tata, acum suntem maturi și aș dori și eu o bere. Cum mă, tată, bere după pepene? Da. Nu, nu merge. Nu merge. Nerică. Da, mai avem două minute până la pauză. Domnule Spice Girls, acolo Spice. Este Spice Girls acolo în spate. Da, doriți să vă un banc cu ce doriți, Andrei este aici. Dar ce, cu ce doriți? E 10 lei, uite, doamnă, sunteți toate, parcă sunteți un grup de fete, parcă sunteți Spice Girls. Ce anume? Cu bărbați, vreți? Dune cu femei. Dune bărbați, mă, căpăți. Căutați până altă parte. Dar Nearică nu ne zice unul cu fotbaliștii, cu Rapidul, ai ceva? Vreunul cu fotbaliștii, cu ceva? Cu 100 de ani, acum. Nu mai, nici bancuri n-au mai sunt. Nici bancuri nu se mai trezește. Nu mai zici? Fără bancuri? Nu mai, dacă le pestează invers, așa. Aulă, păi în perioada asta așa, începe invers să fie, da. Da. Toată lumea așa. Așa că îl las pe el, nu-l înjură nimeni. Stai să nu ne lovească vreo macară. Stai o secundă, că e încă bine. Da. Da. Care este cel mai, nu știu, recent care banc care ți-a plăcut? Unul care ți-a... Care este cel mai cerut banc? Cel mai cerut, de obicei sunt astea mai de ochiate, așa. Da, da, da. Că l-ai spălat cu pepenele și ai crezut că zici pe ăla cu pepene. Oh, nu, nu, ăla nu e. Cu pepenele cu gust. Cu pepenele cu gust, da, da, nu la ora asta. Dacă vrei să mai ai misiune, acum depinde și tu ce vrei. Asta mă eu gândeam. Eu nu vreau să-ți fac vreo. Da, da. Că și așa se închide că plouă. Da, care nu, se închide Nearica, da, cât e președintele aici. Aici nu, la ora 6 am comandat, am vorbit cu oamenii ăia. S-au oprit norii, tot, da, nicio... Nu știi cum era bancul cu Ștefan cel Mare? Cu Ștefan cel Mare, când zice, băi, mâine, bă, la 8, maxim 8 și un sfert, toată lumea în curtea cetății, că ne batem cu turci. Bătălie. Bă, să nu întârziască, am vorbit cu oamenii ăia, pe cuvântul meu. Am vorbit cu ea, mă. Da, da. Care este culmea răbdării la români? Care? Să fii stomatologul lui Iohannis și să aștept să deschidă gura. Doamnelor și domnilor, noi deschidem puțină publicitate, poate mâncăm și, și niște pește, că la noi nu bate, știți foarte bine, ne întoarcem imediat. Doamna e Venus, ați înțeles? Doamna Venus, el e împăratul, e foarte bine, doamnelor și domnilor. Da. Ți-a invis pe domnul la prima comedică, cine e tare, l-am văzut, era periculos. Foarte drăguț, nu? Mă, foarte drăguț. Foarte drăguț. Ai văzut ce mirat a fost el când a aflat că nevastă s-a făcut baie goală? Asta a fost mirat, ai făcut? Ai făcut? Cum ai făcut? N-a zis, mă, goală. Și eu unde eram? N-a zis goală? Poate doar în mintea mea. Doamne. Da, da, tu ai vrut să, doamna, ai văzut o goală în apă. Atunci nu se purta nimica, era așa se făcea baie. Așa se făcea baie. Matale, matale, ce vrei să faci, bă? Baie îmbrăcat. Nu, e adevărat. După aia te strânge papionul la gât. Mi-adică, deci, în costum complet de joc, intrai în apă, nu? Eu? Da. Adică complet de joc, adică mai înțeles. Costumul lui Eva, lui Școada. Da. Alu, Adam, brema tale. Ce stai, mă. Eu pe timpul la Eva. Am înțeles. Mi-adică intra cu Eva la portător de seară cu un costum lui Eva. Se-ntelea cu o blondă. Ai, mă. Și știi, bătea valul și trebuia să fie protejat. Eu sunt adeptul costumelor de baie în anul 2020, știți, în tendințe, în 2023. Singurul costum de baie pe care îl prefer este acela format din trei elemente. Așa. Șlapi, ochelari și pălărie. Astea sunt cele mai mișto costume de baie. Un adevărat pălărie. Pălărie. Păi da, exact. Și în apă, e, da, știi? E ca... La nudiști, știi, când se întâlnește un domn cu o doamnă. Și ia, bună ziua, domnul Păvescu. Eu zice, sunt foarte bucuros, se vede. Mi-am adus aminte de un bancuit. Bravo, haide totuși. Cum mi-ai trezit așa. Nu l-ai uitat până la sfârșit. Da, 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 trebuie să-l spun repede acum, apropo de chestia asta, o brunetă, apropo de brunetă. Se duce la un bal mascat, complet goală, mânuși negre de piele.
cizme negre de piele. Și o întreabă, nu vă supărați dumneavoastră, în ce v-ați costumat? În 5 de pică. Aaaa, ce drăguț e! A furat-o. La un azil de bătrâni intră un moș în camera unde erau câteva bătrânele. Auziți? Dacă îmi dau pantalonii jos, puteți ghici vârsta? Alealte, nu știu, să vedem. O să-și dă pantalonii jos și alea. 84! Dar de unde ai știut? Ne-ai spus și ieri. Vedeam că să vede. Nearică la vârsta lui. Da, e foarte bine. Dar ceva de mâncare, domnul? Păi nu degeaba am ținut ploaia. A ținut ploaia să vedem peștele. Ce-ai făcut cu el? Ia vină cu acest să-l arăți aici. Și cum suntem noi, nu ne ducem noi acolo. Vine peștele la noi. O, ce frumos. Bă, dar ce pește e ăsta cu două capături? Da. Ia spune, Nearica, ce-ți dau? Cap, coadă sau lămâie? Așa. Zi-mă cum l-ai făcut. Ok, deci prima lună de cât sare, piper, nimic mai mult. L-am făcut pe pat de sare pe plită, iar legumele noastre roșii, ardei iute, ceapă roșie, le-am asezonat cu puțin oțet, foarte puțină deamă de lime, sare, piper, foarte puțin zahăr, da, lime și zahăr pentru a scoate aciditatea din roșii. Pentru diabet, auzi? Pentru diabet, merge și zahăr. Un vârf de zahăr întotdeauna îți potențiază gustul legumelor mult mai ok. Câți ani avea peștele când a murit? Cred că avea vreo 3 ani de Spania, am înțeles că vrea să se mute undeva pe Amsterdam, dar... Am înțeles. Nu știu, avea probleme cu viza. Pește serios, da. Bravo. Bine, mulțumim foarte mult. Poftiți, domnul Andrei, mulțumim foarte mult. Ne-am săturat. Da. Știi că mă ne-a dat cu peștele până la și după aia a plecat. Altceva? Stai liniștit, acum vine nota. Deci n-ai mâncat, vine nota. Păi hai să sărim pașii. Da, foarte bine, notele jurului. 10. Este foarte, foarte bine. Am crezut când a zis Andrei pe ăsta cu pălăria, am să aminte unul puțin decoltat, mai avem câteva minute, după aia intrăm focus direct bine. Da, cu o casă de toleranță la care se respectau bunele maniere. Și vine doamna matroană și spune: bună ziua, bună ziua, dar bine ați venit, ce plăcere, o să luați o cafea, ceva. Știți, fetele noastre sunt toate... Deci, bune maniere, ceva fantastic. Deci vă spun, da, sigur că da. Cu cine doriți, sigur că da, bruneta aceea extraordinar. Și la un moment dat domnul zice: domnule, aș dori să pornim această discuție de la spate, ca să zic așa. Și la un moment dat domnișoara se întoarce: da, mă scuzați că stau cu spatele, da? Așa politicoasă, da. Duminică, slujbă, preotul le spune: măi copii, măi tinerilor, măi oameni buni, nu e bine să fumați. Pentru că o țigară duce la altă țigară, altă țigară duce la un pachet, un pachet duce la un pahar, după un pahar urmează mai multe pahare, după mai multe pahare urmează și o femeie, după care o să urmeze mai multe femei la care unul din biserică. Fiți amabili, unde se găsesc țigările astea? Da, e foarte bine. Ce la doamne? Da, Nearică? Unde te găsește lumea dacă vrea să te vadă pe aici pe la mare? Că matale ești pe partea de sus, aici acoperi, ha? Peste tot. Da? Da, eu sunt... stau la, acum, tratament la Mangalia. La tratament? Da, sunt la tratament. Da? Cu ce se tratează? Cu namol. Pe corpul gol. Prima dată îmi dă whisky. Că vine Nearică, servește la mese, a fost la anii trecuți, la noi, e foarte bine. Nearică, eu am crezut că la tine când ai zis că începe cu whisky, cu ăla care făcea ciorbă de pui și pui aia, pui și pui mai pui. Pui, nu mai pui, ai pui, da, ai pui de sus. Exact. Da. Mai avem un ultim minut, doamnelor și domnilor.
Domnul președinte, ce ați vorbit, domnule, cu băieții? Deci v-am spus, băieți, după ce se termine emisiunea, dați drumul la ploaie și apoi mergeți la masă. Și da, mergeți la masă. Și mâine dimineața și mâine dimineața căldură. El o întreabă pe domnișoară, zice, ai, apropo de whisky, de la whisky, ce bei, un whisky? Ce, doar un deget. Dar a tot și înainte un whisky? E foarte bine, doamnelor, da, și domnilor, vă mulțumim foarte mult în partea echipei naționale, maestru Rică. Și tu astăzi ai fost Boy Scout, asta, cu cercetași. Să trăiesc, nu, am văzut că s-a schimbat la Serviciul Român de Informații și am zis să rătăm pe față, adică să nu mai stăm foarte mult. Domnul președinte, în fața noastră, să trăiți. Mai bine, domnul președinte, mâine într-o scurtă vizită de lucru, să vadă dacă tot e... Mâine pe Prima News, da, de la ora 20. Și poate mai profităm de făptura plăpândă și mâine și mâine. Spatele personajului va veni atunci. Da, nici nu știți ce antreprenor și Andrei Duva. Dați pe Prima Comedy seara să vedeți în reloare filme românești și nu numai, comedii și, bineînțeles, Bang Show în reloare. Ne vedem mâine! Să trăiască Nerica! Să toată lumea! Să trăiești, frate! Mergeți înainte cu focus acum! Mulțumim pentru că ne-ați urmărit și astăzi în direct și în reloare! Ne vedem mâine!